Și acum merge lecția biblică și programul este cum? Abeca Bun, da? Eu urmăresc... Abeca. Da, așa, îți prind la bucântărie și merg la un cum vă pare ca și părinți? Oh, e un program foarte bun, foarte, îl recomand la toată lumea să facă. Dar în ce vedeți și, efectul programului? În ce vedem? În primul rând e bazat în Cuvântul lui Dumnezeu, e bazat numai pe Biblie și știință, chiar și matematică, și asta le spune, exemple din Biblie, le spune diferite lucruri și plus de asta disciplinele sunt din prisma, creștină, da. Și plus de asta e foarte avansat. E un curriculum foarte, foarte bine gândit și foarte bine pus la punct. Față de școlile publice este e mult mai avansat și mult mai bune rezultate sunt în toate acestea. E foarte bun. Îl recomand la toți care au posibilitatea să facă, să... Da, noi avem de acum 5 ani de experiență. Cu 5 copii am făcut și ne mulțumim Domnului pentru această oportunitate. La începutul lecției, fiecare zi copilașii spun cum ar fi asta, jurământ, pleci, cum se zice, așa un fel de jurământ. Imnul Americii. Da, nu, suntem... Zici că ai învățat, înveți limba română pentru o viață nouă, da? Da. Îți place manualul? Vorbește, da? Vrei să arăt ce e completat acolo? Îi arată unii completat. Da, îi arată. Uite așa. Desene, tot, da? Grosor. Foarte bine. Uite așa, te desprezi și înveți limba română. Da. Nu m-am gândit că poate fi așa un instrument pentru moldovenii, românii, din afara țării, să înveți copiii limba română. Este de ajutor, pentru că noi vrem să menținem. Să menținem limba română, cât o să putem și câte generații, Domnul știe, dar... Oricum, noi ne facem datoria. De cu ei la rândul lor, o să le poruncim și lor, și noi lor, ca să păstreze credința și limba. Da? Bravo! Lecțiile sunt foarte interesante. Iată aici să fac competiții. Noi copiii caută versete din Biblie. Let's do one more. Attention. Crosswords. Isaiah 55:6. Și acum trebuie să găsească repejor. Și studentul face absolut tot. Se scoală, se așează, dacă sunt jocuri, absolut tot. Repetă după profesor, parcă ar fi în clasă. Asta e condiția. Good. And close your Bible, stick them on the sides of your desk, and let's stand for one last song this morning. Let's sing all three verses of Come Ye Thankful People Come. Come Ye Thankful People Come. Praise the song of harvest home. All is safely. Ce este în manualul ăsta? Manualul profesorului, da? Sau părintelui? Părintelui, profesorului care se ocupă. Pentru toată clasa a 5-a. Pentru toată clasa a 5-a e cuprins aici. Se începe cu instrucțiuni pentru profesor. Fiecare obiect în parte e redat ca eu să mă învăț întâi și am de făcut pe tot anul.
So, se începe cu prima zi și cuprinde 170 de lecții. Și așa eu mă conduc și ea se conduce și fiecare lecție, fiecare zi, cât cuprinde și are de făcut testele, sunt evidențiate. Și la sfârșitul cărții avem din nou testele pentru mine și pentru ea. Dar cum reușiți? Aveți acum patru copii. Avem patru copii da. Acum fac homeschooling, patru da. Școlari în casă. Patru școlari în de casă. Toți sunt diferite clase. Da, toți sunt. Doi avem într-o clasă, merg în același an. Pentru că, Vanessa o scăpat Vanessa... de două ori, o sări câte un an. În public. Vanessa avea reușit foarte bune. Și i-au luat într-un an doi. De două ori. So, de două ori a făcut așa. Deci ea în 2 ani a luat 4. Clasa 10-a, da. În 2 ani au luat 4 da, clasă. Da, wow, da, da. Și se permite, școala permite așa ceva. Până acum, și acum când se înregistrează, au grafic special vârsta și clasa. Vârsta și clasa. Când ea se înregistrează, au spus că ești prea mică. Mai mult nu accept. Dar au făcut o excepție, am spus, ne pare rău. Numai o singură excepție făceau, dar la dânsa au făcut două excepții. Da. Așa de bine sușește. Odată în școala publică, skip the grade, profesorul m-a chemat și a spus, ea stă degeaba la clasa asta, în școală. Ea nu, practic, era pregătită, da, era pregătită deja de acasă, nu ne ocupa mult și ea prindea mult repede materialul și când o spus că ea e boring, în engleză spune, plictisitor. Da, se plictisește și noi vrem să o trecem clasa și am spus ok, dacă voi simțiți așa, e bine pentru noi. Bun, dar cum reușiți dumneavoastră cu patru copii? Bun, trei clase. Cum reușești o singură profesoară cu toți și încă așa bine ei sunt sușase? Cred că am putere la Dumnezeu cu ajutorul Domnului și cu ajutorul lor. Ați făcut pedagogie? Nu eu singurică. Ați făcut pedagogie? Am făcut medicină, nu pedagogie. Și poate o mamă care a făcut medicină sau orice altă care nu a făcut poate. Pedagogie, poate să conducă programul ăsta bine. Deci programul e conceput așa că poate să-l conducă orice părinte, da? Da. Și la sfârșitul cărții avem progress report, cum îi spune, și copilul... Un raport. Se începe fiecare obiect, desene quiz, un mini test și chiar testul. Dacă ne uităm, fiecare obiect, aritmetică, scris, cititul, pentru până la clasa a 6-a, avem tehnica citirii. Cum ei o gradează, eu sun, este reading line, eu sun la ele, ne contactăm și pentru două minute copilul citește el. Și-l ascultă da. Ei la secția, sau da, să zicem da, așa, da, da, de da. La școală. Da, ea ca profesoara asta, ea ascultă. Cum deci copilul, merge ca și cum ar fi studentul la profesoara ce? Da, cum e parte din clasa ei, da. Wow, toate testele care eu trimit. Am eu o copie, home teacher's copy, și are ea, profesoara, o copie. So, eu o rup pe asta, o atașez într-un plic cu toate testele, cu toate obiectele care ei le cer și le transmit prin poștă. Și astea, aici vin cărțile, da? Da, aici păstrez eu testele mele, iar puteți să vedeți cum eu gradez. Este așa, obiect spelling, scrisul... Da, corect. Literally, da, da, da. Ea ca Cristiana, cum o făcut, așa o primit. Ea se învață, ei clasa a doua, da? Și ea se învață. So, nu-i nicio... Mama e foarte indulgentă, foarte... Nu-i indulgentă, mă. Dură, da. Strictă. Da. Da. Îți place? Îți place școala așa? Îți place, da? Tu ce clasă ești? Întâia? A doua, clasa a doua ești. Excepție, totul e șters cu toc roșu. Dacă e greșit, e greșit. Nu tolerăm așa, ușor să ne dăm. Foarte bine. Că eu nu mă vede nimeni. Toate cerințe. Și avem, da, foarte... Și limba română pentru viață nouă. Asta e penmanship. Asta lui Cristiana, penmanship. Așa, scrisul de mână. În cursiv, da. So, și el mai
vedeți slabe note, nu e slabă, dar așa, e foarte, foarte tare, pun accent pe scrisul de mână, e inclusiv, da, să fie foarte frumos. So, ia ca e la asta, eu nu gradez, ei o gradează, nu-mi dă voie mie. So, la asta ia să iei undeva 80, eu de acum o știu după... So, matematica, tot așa. Asta e cartea mea. Asta e cartea mea cu toate răspunsurile. Și are. Dar cartea ei, cartea ta nu e așa, da? Cartea ta de matematică cu teste, da? So, am cărțile care sunt amele. Ea are cărțile ei exact, dar eu am cu răspunsuri. Ea ca limba, cum spune engleză, da? Așa, toate sunt răspunsurile, da, eu mă conduc, da, cumva, mi-e greu. Dar la deja... părinte e foarte ușor să urmărească. Da, la părinte e ușor, asta e ușor. Copilul nu vede asta, el lucrează numai cu... Da, practic, le vedeți, sunt noi, eu nu le folosesc, e ușor. La clasa 1, a 2, până la 6 e ușor, apoi când încep a... 9, 10, îmi vine mie mai greu un pic și mă folosesc la matematică mai ales. Dragoș, tu așa n-ai făcut, nu? Tu ai făcut școala publică. Da. A, bun, și tu știi cum a fost la școala publică și cum e aici acasă, la frații tei. Da. Ce diferență vezi? Foarte mare diferență. De exemplu, da. Zi 1, 2, 3. Aici e mult mai ușor să... Dar ți-ai aproape de Dumnezeu și nu este mai mult influență rele. Asta ești păzit de influențele rele. Da, asta e una care e foarte importantă, eu cred. Și aici ești mai, dacă mai strict. La școală e strict, dar acolo cu mulți copii, ca nu chiar te interesează unul la unul așa învățătorii. Și aici... Eu cred că e mult mai bun. Cerințele sunt bune și urmărești, chiar da. Înveți, chiar ai progres. Da. La biserică, la noi, ne-am hotărât pentru copiii care fac homeschooling să deschidem câteva cercuri așa mici și câteva surori, da, cu diferite activități. Am început cu cusutul de mână și avem o soră, ea nu-i căsătorită, e puțin înaintat așa în vârstă și am rugat-o, că am auzit că ea e cândva în Moldova, da, e specialist la cusut. Și a fost foarte bucuroasă, o accepta din prima întrebare, dacă vrei, ea a spus numai decât, da, deși nu. A venit cu coș plin cu aște, cu macarele, cu dotată cu toate... materiale care trebuie. Și copiii au venit, cred că erau 20 în grupă prima zi, plină clasa au fost și nici unul aproape, nu știu eu, chiar și de 4-5 anișori au venit. Da, și toți au vrut să țină apă mână. Părinții așa, în picioare și la măsuță cu... Și ați făcut prima dată, Jessica? Jessica, și ați făcut la cusut prima dată? O pernuță. O pernuță? Asta e pernuța care ați făcut-o voi acolo, da? Care e a ta? Care ai făcut-o tu? Amândouă. Amândouă le-ai făcut tu, da? Ți-a plăcut? Și acolo sunt bătrână. Și lecția biblică. Și le pune și le lecția. În timp ce faci asta, merge lecția biblică. A fost personaj din biblică. Ce frumos! Și Pavel s-a ocupat cu stucorturilor. Multe tare, așa, cum cât e coasele se vorbește. Și la urma, după ce asta e jumătate de oră, ca să noi plicăm, altă jumătate de oră se joacă, intens, așa, avem o soră care se ocupă cu tot felul de alergări, cu jocuri distractive, cântă cântări și apoi ne prezentăm la biserică duminica. Rezultat. Copii, da, pregătiți, da. Și o soră se ocupă cu croșetatul, sora lui mama lui Mihaela Ivancel. Sora. E sora în vârstă, da. Da, e sora în vârstă. Te-ți luat și cu niște gazdea niște lecții. Numai decât, da. Numai decât. Da, și am început și fac un lanț șor. Stica ne face nouă haine de Crăciun. Da, da. Foarte... Da. Și am hotărât dacă la primăvară ne-a ajutat Domnul, noi facem
grădina afară. Landscaping? Cu grădina. Și am spus că o să luăm tot așa copilași și să plantăm cu dânșii, împrejurul bisericii. Și biserici. Ei toți, mai mulți copii care fac homeschooling, vin la ocupația asta. Da. Ce bine, ce bine. Și o să nu arăți la mine da. Dar sport, cum fac copiii sport? E ca sport, ei merg la seli. La diferite seli. La diferite seli. Tineretul mai mult. Deci, dar programul presupune numai decât și sport sau nu presupune sport? Iar programul este Arbeca. El presupune și sport? El presupune și sport. Avem chiar notăm, gradăm și le trimitem lor. Avem, dacă Vanessa poate să aducă Vanessa Physical Education. Vanessa? Da. E inclus... au tot așa o rubrică în care tu poți să-ți alegi voleibol, basketbol, în not, atletic. A, și te duci la secție? Chiar și mersul pe jos, walking. Ah, poate să fii și așa, și running, da, și noi mergem... Copiii în fiecare dimineață. În fiecare dimineață copiii merg... La sport? Afară, da. Ah, walking. Eu nu dovedesc tot timpul, Zărel nu dovedești nici atâta, dar Vanessa e mai mare cu David, e pe tot și merg un cerc. La noi suntem așa un cul-de-sac, un subdivision, cum îi spun, și în fiecare zi trebuie să meargă, să duc ca să iei... Asta e parte de disciplina da. Zilei. Disciplina zilei, da, și ne ghidăm și după... Și asta este physical education, de... da. Daily lessons, da. Ce este acolo? Da, să el cuprinde... Vanessa, poți tu să lămurești mai bine și cuprinde? Pentru că e, da... Sau câte minute ia ca activitățile? Aerobics, basketball, cycling. Cu bicicleta, da, poți. Tu le inclus, sau ei au rubrică. Nu-i neapărat toate. Nu. Și tu vrei și ea faci, da. Să iau, da, și... Dar dacă iau un sport care nu e aici? Nu pot să-l inclus. Like trântă, tu nu poți. Iau trântă. Nu, da? Nu pot să, deci, nu. Deci trânta, copiii noastre fac trântă că e mai sfântă, nu? Da. Dar nu poate fi inclus nu acolo. Nu poate fi inclus dacă nu e inclus. Da, noastre fac trântă și fac asta, motociclism. Motociclism, nu e acolo motociclism. Motociclism. Așa, taekwondo nici nu mai vorbim, dar... Taekwondo nu avem învățători. Vă poftim aici. Iată, trimiteți, aveți aici niște copii scumpi, trimiteți-i să-i pregătim la școala de misiune și... Da, avem toți strântași. Le place trânta mult. Da. Tu tot ai făcut trânta? Nu în școală. Îmi place așa acasă. Futbol și volei îmi place mai tare. Da. Dar ție, Vanessa, ce sport îți place? Să mergi, îți place? Mama. Foarte bine. Și muzica îți place, am văzut când-ți foarte frumos la scripcă. Duminică te-am văzut. De fapt, în casa asta toți cântă. Aici muzică multe se face în casa asta, da? Da. Putem să facem. Da? A dat acordeon. Oh, da. Pentru toți... Soale înseamnă cărțile de cântări, da? Pentru toți musafirii care vin la noi, ei știu că aici la noi stau soale și noi aici cântăm. Ia că... Cărțile de cântări, toate sunt deopotrivă, da? A, da. Da, avem și alte mape. Thank you.
cursul? Cursul Iosua. Iosua. Și ăsta l-a studiat cu toată familia, da? Da, am aproape toată familia, că Dragoș mai mult lipsea. Și tare mi-a plăcut ce ați spus, că Sara ați luat decizia că ați avut adunarea familiei da, asta, da? Și spune în două vorbe, frate, Zaharia, decizia care ați luat-o la adunarea familiei. Da, noi aseară după lecțiile care le-am avut, am avut așa o adunare în familie și am întrebat fiecare copil al nostru care și o luat din lecția de aseară și fiecare a fost de plin satisfăcut și am spus pe ăștia mai mari, ne-a spus cum vă părăt și am spus tare simplu, dar tare mult folos, tare de folos, tare... Și noi am venit cu familia acasă și ne-am rugat cu toții și vrem din nou să reluăm studiul biblic în familie și am pus și un timp deoparte, miercuri seara, în fiecare miercuri seara, să avem un studiu așa mai aprofundat în Scripturi și ne rugăm ca Domnul să ne ajute. Ce studiu ați ales? Am ales Iacov. Am vorbit cu familia să trecem cartea Iacov. Să facem Iacov. Domnul să vă ajute împreună. Da, foarte mulțumesc. Bine, manual deosebit. Da, da. Ne rugăm Domnului să... Ca, asta e dorința noastră, ca copiii noștri să fie o lumină pentru cei de jur și plus de asta ei să aibă mântuirea, salvarea și siguranța vieții veșnice. Și așa după cum și aseară ni s-a spus, atâta cât timp tu nu cunoști aprofundat, nu poți spune și altă. Și de aceea vrem să ne echipăm noi întâi, ca să spunem și la alții despre Cuvântul lui Dumnezeu și să fim o mărturie și o lumină în orașul unde mi-a pus Dumnezeu. Așa să vă ajute, Domnul. Da, Doamne ajută. Deci acolo scrie We are noisy and blessed family. De ce așa? Da, pentru că noi avem cei mai mulți copii aici pe Mahală și majoritatea care copiii mei sunt nu-i vezi nici pe stradă, noi știi și cu bicicletele și cu motociclete. Da, o vecină aici se mai joacă cu ele, dar restul nimeni nu așa și... Noi gălăgioși, dar și binecuvântați. Familie gălăgioasă, binecuvântată. Și aici, inscripția asta are un scop special, da? Scop special. De fiecare dată le-am spus la copii și greutăți în viață și... Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile, da? Posibile, da. Și la ieșire din casă să știi asta orice copii. Din casă să știți că... Nimic nu e imposibil. Și aici am făcut... Exact așa cum la ieri am învățat din lecții, văd aici la dumneavoastră acasă. Ia uite, acolo ați făcut-o asta, așa, straight cow, your blessings. Ține socoteala de binecuvântările tale, greu să le ții socoteala de ele, da? O săptămână întreagă ne-au luat floarele și toate le-am tăiat, le-am trubă, le-am sudat, le-am asta, da. Da, e foarte bine, o predică care stă totdeauna în față, da? Da, mâini de aur. Cum o cheam pisica? Pe țiganca. Cum? Țiganca! 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 Frate Zaharia, dar ce cu așa motocicletele astea? Ia explică puțin. Da, aici am vrut copiii să aibă activități și să aibă fiecare ocupație și de atât am și făcut... Și lor le place asta, le place. Le place foarte mult, ia ca și... Gata, deja e cu... Da, asta? Asta David a găsut-o pe marginea drumului și a făcut-o, a mers motorul, a mers vreo 2 ani țin, dar nu mai merge. Deci era aruncată pe marginea drumului, cineva a aruncat-o, nu trebuie la nimic. David, el zice Tesla Motorcycle, eu pus electric. David, eu tăiet șatunul, cum zice asta. Eu tăiet, ia că dacă vă uitați acolo, eu pus motorul electric. David singur, eu nici n-am furt. Wow, deci așa e deștept, David, se pricepe la tot. Cu electronic, cu moduli, cu tot. Wow, ce interesant. Și de asta ați numit-o Tesla, da? Îți place? Da. Tesla. Și
Și atunci băieții aici ei le fac, le vând, le... Le cumpăr, le vând, le... Și au ocupații interesante. Și fiecare are secția lui, da? Secția lui... David. Și David. David. Acolo este... Ovi. Ovi. Și... Dragoș. Deci nu se vede, la Dragoș, da? S-a acoperit cu noi. La Dragoș s-a acoperit. Stai, noi credem. Da, da. Ei, acum nu s-a așa mult. Deodată e plin aici. Băieții au cerut într-un depozit, da? Sus era depozit, nu? Da, sus era și depozit. Și au cerut să facă sală sportivă. Au cerut, da, să facă așa, să aibă un loc unde să... Și ei singuri și-au făcut tot. Da, ei singuri și-au făcut. Mai sus. Și eu am fost tare ocupat. Deci masa de tenis aici. Da, aici ei mai privesc câte un film, așa. Aha, da, oricum. Screen, da? Oricum, eu vin din când și urmăresc cu ce se ocupe, cu ce fac, eu oricum ții mâna pe puls. Aha. Pentru că m-au rugat și alți părinți din... Și arte marțiale. O, da, box, le place la băieți box. Fac... Diferite fizicități aici. Fac și e cald, e bine, merge... Căldură, aici e că suflă cald. De obicei lucrez în garaj, de la primul etaj e garajul, e mare așa. Și lucrez aici și câteodată când e tineretul aici, eu pare că dărâm garajul, așa, gălăjie și așa, bucurie. Ei fac trântă moldovenească, da, aici, da, de asta. Asta e terenul lor de trântă, nu? Da, da. Mic, dar e suficient. Da, e așa, după posibilități. Bravo, păi trebuie să vină cineva din ei la școala de misiune, să-l pregătim, da, să înceapă, da, lucrare noi, frumoasă, noi, mare, cu sportul aici. Noi chiar am discutat, dar așa, sunt și alte influențe care copiii încă nu s-au hotărât, dar sperăm. Și chiar am discutat pe tema asta, că trebuie să meargă mă undeva mai departe. Aveți, am văzut, mai sunt și este Daniela, care fotbal face lui Alexandru Teacă, mai sunt. Da, poate, da, da. Poate vin cineva de da, aici și da, vin mai sunt, mai sunt și se pregătesc și începe o lucrare frumoasă aici. Da, și Ovidiu este campionul la Trenta. Da, Ovidiu, ce loc ai luat tu pe stat? Al treilea. Al treilea loc pe stat. Dar unde ai antrenat? Unde ai învățat? La școală. La high school. La high school ai învățat Trenta, da? Da. Bravo. Bravo. Și aici tu lucrezi. E lucrul tău acasă. Da. Tu repari mașinile astea, da? Da. Da, e un specialist foarte bun. În mașini. Da. El a fost la fratele Ion Cojocaru, la Minnesota. Fratele Ion Cojocaru. Aha. A fost o lună acolo, la stajerov. A învățat acolo, da? El... Frate, da. Ion e mult mai avansat. Și tu ai pus motorul la cel nu, care... Nu, ai, da. A, David a făcut asta, da? Da, David. A, David, tot specialist, ca și tine, da? Da, David, oh. În mecanic. Da, da, da. Noi suntem în familia Hotnogu, care au 4 copilași scuri. Toți ei fac homeschooling, așa e copilași? Da, da. Da, iată așa, toți ei fac homeschooling, ia uitați-vă aici. Ce operă de artă aici este, Lego. Toate astea sunt făcute din Lego. Vă dați seama, așa un vapor mare, Lego. Ia uite-l. Cine a făcut toate astea? Eu. Tu ai făcut toate astea. În cât timp ai făcut corabia? Cât timp? 4 zile au luat pentru corabie, da? Corabia, 4 zile. Era mai mult. Titanic, asta e Titanic, da? Da. Titanic. Asta ce este? Bugatti. Bugatti, asta? Chevrolet. Chevrolet. Motocicleta? Batman, de la Batman. Și toate piesele vin într-un set, da? Wow. Extraordinar. Dar ce ai tu la ureche? Prosice. Procesoare. Dar de ce ai procesoare? Că eu nu pot să auz că fără că ele, ajuți, da? Să ajuți. Că nu, eu pot să, nu pot să auzi fără ele, da? Dacă da. Ele auzi bine, mă auzi bine pe mine? Da. Bine, nicio problemă, da? Da. Ce bine, ce bine că Dumnezeu le-a dat înțelepciune la doctori aceia și ingineri. Să inventez așa ceva. Și uite, așa putem comunica fără nicio problemă. Și bine că Domnul te-a binecuvântat cu așa părinți care au făcut tot posibilul să ai așa aparate.
Mulțumesc. Aici sunt două surori scumpe, Grace și Gloria. Cine e Grace, cine e Gloria? Grace și Gloria. Spuneți, vă rog, de ce vă place vouă homeschooling, mai ales că v-ați fost și la școală publică, așa, la public school ați fost? Da. Ia ziceți, de ce vă place vouă homeschooling? E mai flexible, like, putem să mergem, să facem la... două zile, o zi, și putem să mergem la magazin cu părinții sau... ceva, nu trebuie să fie tot, terminăm la 12 sau 1, nu chiar la 3 sau 4, la mai repede și putem să ne mai jucăm afară. Mai repede, da, și putem să ne mai jucăm afară sau cu Lego să ne mai jucăm, cu Jonta sau cu Jasha, cu jocurile care îi vrea să ne jucăm, mai putem să ne jucăm și mai ușor. Da. Dar nu învățați voi mai puțin decât învățați la școală, la public school? Nu, vă învățăm mai mult. Mai dacă, mult dacă, da. Când noi eram în a doua clasă și nu știam multiplication sau division. Joshua e în second... Multiplication sau division, înmulțirea și împărțirea, da? Da, și Joshua de acum e în second grade și face mai multe addition și mai multe și putem să vedem deja și Jonathan învață lucruri care noi nu le știam când noi eram like, de seama lor și în școală publică. Da, și noi nu am știut deloc. Mai bine așa. Da. Ce bine, ce bine, bravo vă! Dar la părinți îi place homeschooling? Da. Foarte. De ce vă place homeschooling? Putem să avem timp cu copiii mult mai mult și să implementăm în viața lor activități care îi ajută și mai safe. Și Jonathan spune și mai safe. Cum adică mai safe? Mai sigur? Cum? Cum? De ce mai safe? Jonathan? Pentru că noi suntem acasă și cu părinții și nu undeva altă, unde este cineva poate să iei pe noi. Să vă facă rău, da? Da. Cineva care poate să vă facă rău. Mm-hmm. Plus că sunt aproape de Domnul. Învață din Biblie, încep cu rugăciunii și toate lecțiile sunt axate pe cuvântul Domnului. Fiecare zi să încep cu studiul biblic, am văzut rugăciune, foarte serios, am ascultat o lecție bună. Da. Bravo, copilaș, Doamne ajută înainte. Mulțumesc. Ne îndreptăm spre aeroportul cum se numește? Bradley, da, din orașul Hartford. Suntem încă aici la Greenfield, am avut un timp deosebit de frumos, tare mult ne-a plăcut, frații noștri de credință, credincioșii de aici, tare, tare frumos. Și iată, Alexandru acum ne conduce la aeroport și Alexandru și Irina sunt primii care au început să facă homeschooling dintre moldovenii de aici, da? Da, la Greenfield. Voi sunteți primii aici la Greenfield care ați început cu homeschooling. Alexandru, poți să-mi spui ce v-a motivat și ce efect are homeschooling asupra copilor? Noi deja am văzut efectul în familia voastră, tare, tare ne-a plăcut să discutăm cu copilașii voștri. Dar spune-mi tu, ce efect ai văzut, ce v-a motivat și ce efect ai văzut? Ce ne-a motivat când am venit în Statele Unite, fata nu merge la școală, dar când a început să meargă în clasa 1, asta a fost vreo 9-10 ani în urmă. Asta Daniela, da? Daniela, deci prima fată, mergea la școală. Era totul bine, dar la un moment dat am început să vedem anumite probleme care nu prea ne conveneau. Și când ne uitam la temele care le dădeau la școală, temele de casă, la cetățenie, mai pe scurt erau despre păduri întunecate, cavouri, piramide și așa mai departe, despre un băiat și o fată, cum mergeau prin toate astea și aveau tot felul de peripeții cu mumii. Și aici am stat la Unite să fac întâlniri cu părinții, unul la unul cu profesorul. Și noi am spus la profesorul, doamnă profesoară, nouă nu prea ne place programa care merge cu fata noastră, deja noaptea e snăzare, prin întuneric vede ceva, ce învață, cam aceeași vede. Și spunea, cu păreri de rău, asta e programa, noi n-avem ce face. Și noi am început să căutăm alternative, adică ce ar fi posibil de făcut în situația dată, și am auzit de această opțiune
a homeschooling-ul, deci undeva la o oră mai la sud într-un oraș se practicau, am auzit la mai mulți ruși, la poate și moldoveni, am auzit că este această opțiune, ne-am interesat și din Greenfield am început practic primii, deci e o programă care... ABECA tot ABECA, ABECA School, da, deci... Și ce ne-a plăcut despre programa asta, este o școală creștină în care se preda Biblia plus toate cunoștințele care sunt la școală. Bun, și apropo, am văzut Biblia foarte serios, fac la un nivel foarte serios. Noi când am privit, învățau despre... Noi când am stat acolo, am văzut cum decurge o lecție, nu știu, clasa a doua era, cred că, întâia și a doua, și învăța despre Hristos, care este marele preot, ăsta sunt adevăruri, mare da. Preot după rânduiala lui Melchisedec, am învățat în clasa a doua lucrurile. Sunt oameni care o viață merge la biserică și ei nu știu lucrurile astea. Deci o școală temelie foarte puternică și așa, conservatoare, după valorile noastre. Super. Și noi am început asta, am povestit la alții, au venit, s-au interesat, au văzut cum se petrec lecțiile, au rămas foarte impresionați, precum și eu. Și acum, slavă Domnului, toți copiii fac homeschooling. Mulți, foarte mulți familii, cu 3 copii, cu 4 copii, care întreaga familie, copiii fac homeschool acasă. Și vreau să vă spun, nivelul școlii e foarte înalt față de școala publică, deoarece a fost o perioadă când copiii ne-am mutat cu traiul în altă parte și era o școală foarte mică, era ca o școală privată, ne-a convenit să-i dăm la școală și când se duceau la școală, deci nivelul la homeschool, la ABECA School era vreo un an, doi mai avansat wow. decât școala publică. Deci fata noastră își ducea la lecție, spune eu, toate astea știu, pentru mine e plictisitor, adică nu învăța nimic. Dacă zicea și... Da, alții merg la școală și tot nu știu că da, ei merg și... Băietul nostru când zis la școală, lui propunea să treacă peste o clasă, deoarece materialul era sușit, foarte avansat, da, deci a rămas foarte mulțumitor. Ne-am bucurat că este această opțiune și ne bucurăm și astăzi să continuăm în domeniul dat. Foarte bine. Năstica, auzi Năstic, dar ce ai observat tu la copiii ăștia care sunt cu homeschooling? Ce ai observat care e diferit? Da, deci m-a impresionat cât de sociabil sunt. Foarte sfătuși, foarte matur gândesc, răspunsuri ample la întrebări și întrebări de analiză, cum îmi amintesc când la Glory da. Și Grace. Da, exact, da, da. Când a întrebat, el iubesc vreo 2 ani la școală publică și cum a răspuns la întrebarea care e diferența. Grozav, deci un matur nu dă un răspuns așa de bine gândit și explicat. Eu am observat că au o foarte frumoasă relație cu părinții lor, copiii ăștia, între ei, o relație foarte frumoasă, foarte sociabil, discută foarte plăcut, o plăcere că cu copiii ăștia, știi, cu alți copii, da, nu, sau ei sunt rușinoși, nu știu, temizi, nu vorbesc, nu, copiii ăștia nu sunt obraznici, nu sunt foarte plăcut, discuți cu ei și am observat cam peste tot lucrurile astea, nu sunt ascunși într-o parte, neinteresați de maturi, nu, foarte interesat de cel care a venit în casă, atenția, încă să vezi și ieri când am ieșit de la familia Hotnogu, fetițele astea Grace și Glory ne-au chemat că ele fac bruslete de astea ceva. Ne-au chemat și ne-au luat măsura. Ne-au arătat ei, au vrut să ne arate ce fac ei, da, foarte frumos. Da. Ne-au luat măsura și deja seara părinții ne-au adus bruslete, ne-au făcut bruslete, tot. Încă, să vezi interesant, ne-au dat câte un card scrise de ele, făcute de ele de mână, ele s-au apropiat și ne-au scris cuvinte frumoase, cuvinte de încurajare pentru noi. Grozav, foarte frumos. Și evident că era inițiativa lor, știi, ele fac asta. Așa că eu tare, tare aș vrea ca să fi fost așa posibilitate să-i fi învățat și pe copiii noștri. Tare aș fi vrut eu să fi trecut prin homeschooling, nici vorbă de așa ceva. Apropo, atunci nu erau pericolele astea toate care sunt aici, dar eu pur și simplu mie tare îmi plăcea să învăț singur. Interesant că la școală când învățam, eu citeam în continuu și mă plictisem la lecții din nu mai puteam și atunci îmi luam carte, totdeauna îmi luam carte și eu citeam singur. Și erau profesori care mă lăsau, nu, dacă mi-am amintesc, profesora de literatură, limbi și literatură moldovenească atunci, și nu română.
ea nu-mi zicea nimic, îmi scoteam cartea, citeam, ea mă lăsa în pace să citesc. A, de multe ori mă punea să citeam eu. Când ce era, mă punea să citesc eu. Când citeam bine, cu intonație, frumos, mă punea să citesc eu la clasă. În rest, mă lăsa singură. Dar mi-a vrea să-mi fie foarte interesant să fac homeschooling cu program. Dacă n-am văzut ce sunt interesante, eu mă captivează manualele cele. Luam manual de clasa, nu știu, a doua sau a treia ce era de științele naturii, ar fi science aici, da? Științele naturii, vai, ce interesant scris acolo și ce practic, știi? Am văzut cu mercurul, cum îl învați pe copil să păsească de mercur. Îi dă lucruri interesante despre mercur, ce-i cu mercurul, de ce îl folosești, de ce îl pui în termometru și așa mai departe. Și pe urmă, păzește că și vaporul te otrăvește și dacă prin piele, el prin piele intră rapid și te otrăvește. Deci tare, tare practic făcut. Și așa de tare îmi doresc ca nepoții noștri să treacă prin homeschooling, tare îmi doresc, mă rog, poate filmul ăsta îi motivează și pe copiii noștri îi motivează să facă homeschooling și tare mă rog ca părinții din biserică, în biserică avem mulți copilași scumpi acum care unii au mers la școală, alții merg și mă bucur, avem familii în biserică care fac homeschooling, iată de exemplu familia Crlov, familia Tentiuc, știu că mai sunt care fac homeschooling, dar eu mă rog să le dea Dumnezeu înțelepciune, poate și unesc eforturile, că am văzut aici faci un fel private school sau cum se numește, deci ce se întâmplă, ei vin mai mulți părinți și cei care sunt într-o clasă, de exemplu, clasa întâi au un program, a doua un program și atunci mai mulți copilași se așează în clasă și ați văzut copiii, ei fac tot exact cum e în clasă, el trebuie să repete, trebuie, ca și cum întreține discuția. Și un părinte îi supraveghează, un părinte stă acolo și îi supraveghează, un profesor. Foarte și poți face clasa asta și la urmă urmei poți face la 1 acasă e clasa 5, la 1 acasă e clasa 6. Mă gândesc, pot fi diferite soluții, metode. Da, eu tare, tare vă încurajez și văd, mai ales în vremurile în care trăim noi. Și poate asta să fie un fel de a lansa, de a relansa școlile creștine. Că, nu știu, Domnul să ne dea înțelepciune. Voi ce credeți? Ia scrieți la comentarii ce credeți voi. Ce ar fi posibil? Sau ce experiență aveți voi cu homeschooling? Ce ați văzut voi? Pe mine tare și tare mă impresionează și tare sunt pro homeschooling.